Health and Bio. Sănătatea ta contează. Ne găsiți pe adresele Strada Eminescu 48 și Bulevardul Moscovei 2. Produsul zilei. Cafeaua verde. Cafeaua verde este un nou superaliment care conține cantități importante de antioxidanți care luptă împotriva radicalilor liberi și previne cancerul. Cafeaua verde reglează metabolismul, ajută la eliminarea kilogramelor nedorite și acționează ca un tonic pentru activitatea cerebrală. Este cafea în stare pură, neprăjită sau procesată. Acest tip de cafea este mult mai proaspăt și se menține astfel pentru o perioadă mai lungă de timp. Poate fi prăjită și acasă, în cuptor. Procesul de prăjire nu trebuie să dureze mai mult de 10-15 minute. Aroma acestei cafele este mult mai rezistentă și mai intensă, iar în timpul prăjirii își păstrează proprietățile terapeutice. În fiecare zi, organismul nostru trebuie să lupte împotriva radicalilor liberi, precum stresul, poluarea sau alți factori care distrug celulele organismului. Antioxidanții sunt componentele naturale care ne ajută să ne menținem starea de sănătate și reduc stresul oxidativ. Cafeaua verde conține o cantitate mare de antioxidanți care asigură o stare de bine organismului și ajută la încetinirea procesului de îmbătrânire. Antioxidanții din cafeaua verde sunt mai puternici chiar și decât cei care se află în ceaiul verde. De asemenea, consumul de cafea verde nu are efecte negative ca în cazul consumului de cafea clasică prăjită. Astfel, cei care consumă cafea din boabe verzi nu vor suferi de tahicardie, creșterea tensiunii arteriale sau insomnie. De asemenea, cafeaua verde este recomandată și în tratamentele anti-îmbătrânire, reglează metabolismul și suplimentează cu glucoză organismul. Alte beneficii ale cafelei verzi sunt creșterea eficienței medicamentelor, diminuează riscul de diabet, ajută la eliminarea kilogramelor în plus, ajută la sănătatea ficatului, este un tonic pentru activitatea cerebrală și accelerează metabolismul. Casa Bio v-a prezentat emisiunea Health and Bio. Sănătatea ta contează. Ne găsiți pe adresele Strada Eminescu 48 și Bulevardul Moscovei 2.